Traviata este o operă în trei acte compusă de Giuseppe Verdi pe libretul în limba italiană al lui Francesco Maria Piave. La baza operei stă romanul lui Alexandru Dumas, fiul, Dama cu camelii. Acțiunea se petrece în Paris la începutul secolului al XVIII-lea și are în centru trista poveste de dragoste dintre Violeta, o curtezană faimoasă, și Alfredo, un tânăr nobil. Este un spectacol foarte important pentru noi, pentru că pe lângă acest titlu extraordinar, Traviata, până la urmă, este cea mai iubită opera lui Giuseppe Verdi și chiar se spune că în fiecare seară undeva în lume se joacă Traviata. Iată că Opera Română Craiova propune publicului o distribuție specială. Mariana Bulicanu, soprana invitată de la opera din Chișinău, alături de un tenor pe care l-am primit cu drag la Craiova. A venit într-o audiție pe care noi am organizat-o și iată-l acum pe Bogdan Lupe, debutând într-un rol extraordinar, Alfredo Germon. Cred că este cel mai iubit rol de tenor din literatura lirică. Și apoi mai avem un debut, este vorba de Ioan Cherata, baritonul nostru, ce debutează în rolul lui Germon, tatăl. Așadar, un spectacol cu o încărcătură emoțională aparte și dacă Traviata este opera care a lăsat cea mai mare influență în istoria muzicii de operă, suntem convinși că și spectacolul de sâmbătă seara de pe scena Cercului Militar, începând cu ora 19, va lăsa urme adânci în memoria publicului. La Craiova, opera este readusă în scenă într-o distribuție internațională. În rolul Violeta Valerii, melomanii craioveni o vor putea reasculta pe Mariana Bulicanu, o solistă din Republica Moldova. Sunt foarte emoționată să aduc un astfel de rol pentru publicul craiovean, pentru că pentru mine acest rol înseamnă foarte mult și e un rol cu istorie și pe plan internațional, și atunci toată dragostea față de acest rol aș vrea să o împart cu publicul de aici. Rezervări se pot face la numărul de telefon 0351 442 471, la adresa de e-mail agenția de bilete @operacraiova.ro sau pe pagina www.operacraiova.ro. Spectacolul va fi jucat în limba italiană cu supratitrare în limba română și durează aproximativ 3 ore cu două pauze.